care îmi știe și alți colegi care mă știu din perioada aia, știu foarte bine că n-am existat să critic sondajele de opinie, care, în mod evident, erau neprofesioniste sau manipulau opinia publică, n-am existat să o fac și când eram acolo. Deci, poate, nu mi se poate reproșa că am plecat la acolo. Este evident că în bună parte, presa a discreditat sondajele de opinie. Pentru că, așa cum a spus și colegul meu mai devreme, asta cam astea erau teoriile. Doamne, cine plătește? Dacă nu-ți convine, dacă lucrezi la un ziar care susține un anumit partid sau candidat și nu-ți convine un sondaj de opinie, trebuie să-l discreditezi, trebuie să spui ceva despre institut, că nu știu ce, cine a plătit sau nu știu cine e director sau nu e director. Asta a provocat într-adevăr situații silate, spun. Eu n-am început niciodată, dar când au fost, când s-au spus lucrurile alea, tocmai pentru că am să alimentez, dar m-am distrat foarte tare. Sunt că atunci când sondajele curs, cu plecat să-mi demult de la curs. Erau favorabile lui Traian Băsescu, toți erau pe televiziune, dar e normal să fie așa. Că fostul director, care evident și acum mai e director acolo și e în umbră, el este cel care dirigează. Pe urmă a fost foarte amuzant când erau defavorabile sondaje. Și au apărut teorie, cred că Radu Tudor, să nu știu cine. Antena 3 a spus că asta trebuie să fie o capcană. Că Traian Băsescu e jos și e făcut de curs și Lăzăroiul e are cheința la curs. Ba da. Curs fi fost mai mult. Îmi amintesc de înseamnă că Traian Băsescu ne tinde o capcană. Nu nouă, ci adversariul lui. Vreau să-l arate că... Să se pruge pe urmă. Exact. Să se relaxeze și așa mai departe. În fine. Deci, ăsta e un exemplu de cum presa discreditează sondaje. Dar mai mult decât o face presa, o fac sondaje. Institutele de sondaje. Institutele de sondaje au intrat în competiție cu presa în discreditarea sondajelor. Cred că reușesc să facă mult mai bine decât presa. Nu vreau să detaliez multe exemple aici. Și în orice caz, asta ține de modul în care Brazla se autoreglementează. Eu nu sunt de părere că trebuie să existe o lege a sondajelor, cum nu sunt de părere că trebuie să existe o lege a presei. Presa, ca și sondajele, trebuie să se autoreglementeze din interior. Comunitatea profesională trebuie să-și facă regulile pe care să le respecte. Are nicio... o mare prostie, cred, și ar fi o... un pas înapoi chiar în viața democratică, dacă statul ar interveni în presă sau să reglementeze presa sau sondajele din provincie. Brazla este cea care trebuie să se autoreglementeze. Vă dau un singur exemplu. Asta a fost chestie. Ca să vedeți că instituțiile își fac rău de multe ori singure. Abuzează de marja de eroare. Și abuzează într-un mod nelegitim și chiar neștiințific. Îmi prezintă sondajele de realizate pe 1000 de subiecte. Spun, marja de eroare e de plus minus 3%. Ceea ce îți permite să dai să mai mult de la diferență. Ca să zic așa. Unii fac asta, alții nu fac. Dar cei care umblă la diferențe se prevalează de asta. Bun, e marja de eroare, ma. În realitate, marja de eroare la 1000 nu e de 3%. Asta uită să vă spun ei. Sau unii uită să vă spun ei. Marja de eroare maxim e 3% pentru 1000 de persoane. În realitate, marja de eroare, cu cât ai ca să cum intru într-o ea, mai știu să fac sondaje, am glumit când am zis că nu știu. Cu cât procentul e mai mic, de 50%, deci să zicem, tind despre 0, sau cu cât e mai mare, adică tind despre 100, cu atât marja e mai mică. Și o să vedeți rar rezultatele de genul 40-50%, dar vedem distribuții mai omogene, 10-90%.
80, 20, 70, 30, așa mai departe. Acolo marja de eroare e mult mai mică. Asta se întâmplă și în cazul exit-ului. Știi care e marja de eroare a exit-ului pe care îl faci? Publici rezultate de genul 50,5 la 49,5. Te expui foarte mult. Și din punct de vedere științific te expui. Poți să faci asta la ora 9, când ai, de fapt, estimări de la ora 7. Să spun că ai un trend. Și spui, dom'le, cam așa arată trendul. Dar tu ți-ai văzut că revin. Ca să dea rezultatele de la ora 9. Și le dăm la 10 sau la 11. Na. Dacă tu vii la 10 sau la 11, tot cu 50,5 la 49,5, ai o problemă mare. Nu poți să dai altceva decât 50-50. Și aici, nu critic doar cursul. Critic și psocul, care l-a dat câștigătări pe Traian Băsescu, cu 50,5. E un nimerit. Ei n-au nimerit. Dar asta e diferent. Dar eu cred că și unii și alții au procedat greșit, din punct de vedere științific. Și nu numai. Adică te expui foarte tare, ca dovadă. Nu i-au câștigat, dar e ca la loterie. Ca să fie invers, ca să fie curs, nu știu care. Sau cu să stai și eu. Mă opresc. Da, aveți comentarii, da. Da, aveți mai mult. Mai mult, puțin, că... Am vă dat seama, cum ai zis și în Sfântul Lumii, că la loterie nu au câștigat, alții nu au câștigat. Normal, dacă mă gândesc la ziua respectivă, vă dați seama că și m-aș fi dorit să bă, să fi dat invers. Dar atâta vreme cât datele mele nu-mi permit lucrul ăsta, nu pot să fac. Sunt de acord că e o chestie de mai dar atâta vreme cât datele nu-mi permit, sau pentru că atunci n-ar fi trebuit să fac exit-ul. Și care era eroarea? Eroarea teorică? La 1%, 1% diferența a fost peste. Deci n-am avut. Dacă intram sub asta, dădeam egalitate. Teoretic, nu. E 1% la volumul ăla de aici. Ideea următoarea, dacă puteam, dacă aveam motive întâlnite, dădeam și noi 50-50. Nu pot. Atunci, de ce am mai făcut exit pool? Să dau invers? Pentru că eu cred că... Nu, 50-50. Da.